consolă condolențe familiei. Dumnezeu să ierte. O întâmplare de fericită din punctul meu de vedere. Cred că nu e bine să vorbim de rău, dar asta a fost sfârșitul nostru. Am înțeles că aveam niște probleme, nu pot să mă pronunț încă, dar expertiza tehnică, medicală care a fost, care s-a făcut, nu este foarte greu să vorbesc de lucrul acesta. Dânsul ar fi avut niște probleme de sănătate și mai mult nu pot. Chiar pe certificatul de ce scrie acolo că... Cum? Cam așa ceva. Deci, practic, a fost o treabă. Eu astăzi am luat, am chemat toți inspectorii, atât de la antreprenori, cât și de la constructori, de la dirigenți, am verificat toate procesele verbale încheiate de către organele care se ocupă de acest an de la ITM. Toate sunt puse la punct, toate corespund, toate respectă aceste norme de protecție a muncii, atât a celor care muncesc, cât și a cetățenilor din municipiul Cupșani. Deci, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al punctul de vedere al organelor de control, sunt de regulă. Este adevărat. Lucrăm cu o suprafață aproape jumătate din municipiul Focșani la ora asta. Am lucrat, după cum știți și dumneavoastră, sub trafic, cu toate că am luat măsuri de dirijare a circulației, a cetățenilor. Mai sunt anumite persoane care, parcă intenționat, doresc să meargă pe un anumit traseu, nu pot să schimbe deloc. Dar, cu toate astea, nu cred că am avut până acum probleme. Sunt lucrări foarte mari, sunt lucrări foarte grele și v-am spus, sunt pe o suprafață de jumătate de oraș.